Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Ferenț Emecheș și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătatea Noastră și mulțumesc că sunteți alături de televiziunea Târgu Mureș și în această seară la o discuție despre sănătatea noastră. Subiectul din această seară este cancerul la copil. Oncologia pediatrică este o specialitate medicală separată axată pe îngrijirea copiilor cu cancer. Un diagnostic al cancerului este supărător la orice vârstă, dar mai ales atunci când pacientul este un copil. Cancerul la copii poate fi greu de diagnosticat, deoarece simptomele afecțiunilor comune pot masca cu ușurință simptomatologia canceroasă. Ajustarea diagnosticului de cancer al unui copil și găsirea unor modalități de a rămâne puternici sunt provocări pentru toată familia. Cancerul copiilor nu este întotdeauna tratat ca și cancerul la adulți. Despre acest subiect, în această seară vom discuta cu invitata noastră. Este vorba despre doamna dr. Kinceșan Mihaela, medic primar pediatru cu atestat în hemato-oncologie pediatrică în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Doamna doctor, bună seara! Bine ați venit la televiziunea Târgu Mureș, la Sănătatea Noastră și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația să veniți în această seară la această emisiune. Bună seara, vă spun și eu. Vă mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea pe care mi-ați oferit-o de a fi în seara aceasta împreună cu telespectatorii noștri. Vă mulțumesc foarte mult. Doamna doctor, pentru început, aș vrea să vă adresez o întrebare în legătură cu cancerul. Cancerul rămâne în continuare boala secolului și deși formele incipiente pot fi vindecate, este afecțiunea de care ne temem cel mai mult, mai ales când este vorba de un copil. Așa este, ați spus foarte frumos. Din păcate, cancerul reprezintă boala secolului și atunci când vorbim despre patologia copilului. Din păcate, cancerul la copii reprezintă a doua cauză de deces după accidente. Observăm de la an la an o ușoară creștere a incidenței cazurilor de cancer în rândul copiilor. Se estimează că anual sunt diagnosticați aproximativ 400 de copii cu diverse forme de cancer. În data de 15 februarie ne gândim întotdeauna la acei copii care au fost diagnosticați cu cancer. 15 februarie este Ziua Internațională a copiilor care au fost diagnosticați cu cancer și a luptei împotriva acestei maladii. Și încerc să mă pun în situația celor părinți ai căror copii sunt diagnosticați cu cancer. Încearcă probabil frica, durerea, confuzia și nu odată lipsa de informații. Cum ați văzut acei părinți de-a lungul anilor ai căror copii au fost diagnosticați cu această boală? Cancerul reprezintă o dramă pentru familia copilului diagnosticat cu cancer. Practic, orice familie, chiar și foarte stabilă, parcurge perioade dificile din momentul diagnosticului de cancer și până la finalizarea tratamentului. Sunt multe emoții și sentimente negative pe care le încearcă părinții copiilor diagnosticați cu cancer, sentimente firești de altfel, pentru că își pun multiple întrebări legate de evoluția cancerului, de posibilitățile de tratament. Poate unii se culpabilizează gândindu-se că au greșit cu ceva în creșterea copilului, în modul de alimentație, au omis anumite semne, simptome și s-au prezentat prea târziu la medicul specialist. Sunt firești aceste întrebări și aceste gânduri ale părinților copiilor. Întotdeauna mă gândesc când este vorba de copilul cu cancer, la doamna Forța de Gabriela, care este președinta Asociației Copiilor cu Cancer și, într-adevăr, s-a implicat foarte mult în această activitate pe care o desfășurați zi de zi dumneavoastră la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. Pentru telespectatori, vă rog să spuneți câteva cuvinte, de fapt, cu ce a putut sau cu ce a contribuit de-a lungul timpului la activitatea dumneavoastră și
până la urmă a reușit să ajute mulți copii care au avut această problemă. Asociația Împreună pentru Copii cu Cancer, a cărei președinte este doamna Forța de Gabriela, reprezintă un sprijin necontenit pentru secția noastră, pentru pacienții și familia copilului cu cancer. Suportul oferit de către asociație este multivalent și aici ne referim nu doar la suportul financiar legat de achiziția unor medicamente lipsă, legat de utilarea compartimentului și renovarea totală a compartimentului de hematoncologie din cadrul Clinicii Pediatrie 1 Târgu Mureș. Ne referim și la suportul psihologic pe care voluntarii asociației îl oferă copiilor internați, la diverse activități care se desfășoară în afara spitalului, programe de socializare, întâlniri periodice cu supraviețuitorii de cancer, taberele anuale care se organizează și la care participă un număr mare de pacienți. Sunt doar câteva dintre beneficiile și activitățile pe care ni le oferă asociația. Ce este, de fapt, cancerul la copil? Așa pe înțelesul tuturor. Cancerul reprezintă o proliferare, o înmulțire necontrolată, aberantă, a unor celule care încet se răspândesc la nivelul mai multor organe și sisteme și care înlocuiesc celulele normale, determinând perturbări majore și nefuncționalitate la nivelul mai multor organe. Care sunt cauzele cancerului la copil? La modul general, vă întreb. Nu am putea să enumerăm cu certitudine factorii care duc la apariția cancerului. De altfel, este una dintre întrebările pe care ni le adresează părinții copiilor nou diagnosticați. Dacă cancerul adultului are câțiva factori etiologici cunoscuți, și aici ne referim la consum prelungit de alcool, de tutun, expunerea la anumite noxe, în rândul copiilor nu sunt întotdeauna elucidate cauzele apariției cancerului. Totuși, s-a observat la multe cazuri existența unor mutații genetice, unor mutații cromozomiale care se pot moșteni de la părinți și care perturbă activitatea normală a celulelor la nivelul organismului și care, întreptat, declanșează apariția bolii. Desigur că pot fi incriminați și alți factori, dacă ne gândim anumiți factori infecțioși, anumite infecții virale cu care pacientul vine în contact și care, pe fondul unor modificări genetice, pot declanșa boala oncologică. Care a fost cel mai tânăr pacient pe care l-ați avut la Clinica de Oncologie Pediatrică? Aici, în Târgu Mureș, o întreb. Cel mai tânăr pacient a fost un nou-născut de 4 săptămâni, care a fost diagnosticat cu leucemie. Și în momentul în care, după ce s-a născut, atunci a fost diagnosticat cu această boală? Da, câteva săptămâni de la naștere. Și până la ce vârstă sunt copiii la Clinica de Oncologie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș? Până la vârsta de 18 ani, după această perioadă, din punct de vedere legislativ, nu mai suntem în posibilitatea de a oferi tratament legal acestor pacienți și avem o colaborare bună cu colegii de la secția de hematologie adult și atunci le predăm cazurile pentru monitorizare sau pentru continuarea tratamentului. Se spune că diagnosticarea precoce a cancerului salvează viața, dar semnele și simptomele cancerului la copii cum pot fi observate de către un părinte care poate are primul copil? Așa este, cu cât diagnosticăm cancerul într-o formă mai incipientă, în stadii precoce, șansele de supraviețuire sunt mai mari și răspunsul la tratament este mai bun. Dar sunt anumite forme de cancer care, din păcate, sunt diagnosticate tardiv datorită unei simptomatologii nespecifice pe care, așa cum ați spus, de multe ori este greu să o sesizăm, deoarece simptomatologia comună cu alte afecțiuni poate să mascheze boala oncologică. Totuși, părinții ar fi bine să fie sensibilizați în ceea ce privește
simptomele premergătoare diagnosticului de cancer. Și aici ne referim la scădere în greutate, scădere nejustificată în greutate, oboseală cronică, stare de apatie, fatigabilitate, infecții frecvente, febră recurentă care nu răspunde la tratamentele antibiotice sau simptomatice instituite la nivel de medic de familie. Simptomele, sigur că sunt specifice și în funcție de tipul de boală oncologică. În cazul tumorilor cerebrale, durerea de cap, în special durerea de cap matinală, care se însoțește de vărsături, poate să fie un semn premergător privind instalarea unei tensiuni intracraniene crescute și atunci poate fi un semnal de alarmă. Durerile osoase, în special durerile care apar în timpul nopții și care trezesc copilul din somn, reprezintă niște semnale de alarmă care obligă medicul de familie sau medicul pediatru care poate vine inițial în contact cu copilul să trimite la medicul specialist. În ce fază ajung copiii să fie internați la oncologie pediatrică? Se întârzie de multe ori cu diagnosticul? Din păcate, da. Cele mai multe cazuri sunt diagnosticate în stadii tardive, stadiul 3 și stadiul 4 de boală. Aș vrea să ne oprim asupra acestor cauze, asupra cauzelor diagnosticării tardive în cancerului la copil. Adresabilitatea tardivă a familiei către medicul de familie sau către medicul specialist, asta ar fi un motiv? Da, este unul dintre motivele care determină diagnosticarea în stadii tardive. Poate lipsa de informare a părinților, mai ales dacă ne referim la pacienți care provin din mediul rural, lipsa de informare privind o posibilă boală mai gravă, sau poate lipsa de informare chiar și a medicului de familie. Pentru că totuși este vorba despre o boală rară. Medicul de familie poate se întâlnește în cariera lui cu 2-3 cazuri de cancer în toată perioada de 30-40 de ani de activitate și atunci poate că e mai greu de recunoscut. Da, și așa cum spuneați, și simptomatologia este destul de ștearsă și de multe ori se suprapune cu alte afecțiuni. Exact. Și până se face diagnosticul diferențial, din păcate, se pierde timp prețios. Deci recunoașterea tardivă a semnelor de debut, cum ar veni, ale cancerului de către medicul de familie ar fi o altă cauză foarte importantă. Și așa cum spuneați, din mediul rural, probabil, și îndrumarea tardivă a pacientului către ambulatorul de specialitate sau către spital, probabil că și asta întârzie da, de foarte multe da, ori. Așa este. Deci cred că avem totuși mici deficiențe în ceea ce privește asistența medicală din mediul rural. Sunt foarte multe mituri și păreri false despre cancerul la copil. Ce ați auzit de obicei de la părinții copiilor care au fost diagnosticați? Sunt mituri, de exemplu, că nu se poate trata cancerul? Exact, este principalul. Asta cred că ar fi principalul mit pe care l-ați auzit. Da. Etichetarea cancerului ca fiind o boală necruțătoare care semnifică din start moartea. În rândul copiilor, supraviețuirea prin cancer a crescut semnificativ și dacă vorbim despre diagnosticare în stadii precoce, cu răspuns bun la tratament, vorbim de supraviețuire în procent de peste 80%. Da, deci este principalul mit și principala frică a părintelui care află că copilul lui este diagnosticat cu cancer, deja consideră că șansele de vindecare sunt zero, ceea ce nu este adevărat. Poate să fie și o tumoră benignă, ne mai vorbim și de acest aspect. Poate că există o formațiune, dar care nu necesită un tratament atât de agresiv cum ar fi pentru tumora malignă. Iar părinții care vi se adresează, ce întreabă? Care a fost cauza? Dacă părinții, adică părinții copiilor, au greșit cu ceva în alimentație? Care sunt întrebările sau miturile pe care vi le spun legat de această problemă? Credința lor că alimentația nu a fost echilibrată, că n-au știut să recunoască mai devreme semnele premergătoare bolii. Ne mai pun întrebări și legate de posibilă transmitere a bolii de la mamă la copil sau se gândesc dacă nu ar exista posibilitatea ca și ceilalți frați ai copilului la un moment dat să
să treacă prin aceeași povară și să fie și ei diagnosticați cu cancer? Este o altă întrebare frecvent utilizată de către părinți. Spuneați la începutul emisiunii că cauza nu este foarte clară, mai ales în foarte multe situații, dar totuși, care ar fi măsurile de prevenție? Dacă am cunoaște cauza, am ști cum să le evităm. Ce ați recomanda părinților? Cum ar putea să evite? Despre o profilaxie a bolii oncologice la copil nu putem vorbi. Din păcate, nu avem nici test de screening, de diagnostic al cancerului. Și aici ar fi o altă diferență între cancerul copilului și cancerul adultului. Dar prezentarea regulată la medicul de familie, consultațiile periodice la medicul specialist pediatru, consider că sunt de folos, o alimentație echilibrată, călirea organismului prin mijloacele cunoscute, sunt niște metode simple și binevenite. Să prevenim cu adevărat o boală oncologică la copil nu putem, dar să evităm factorii predispozanți care ar putea declanșa boala. Există în România un registru unic în această privință? Da, s-au făcut pași mari și în această privință și de la finele anului 2018 vorbim despre un registru național de cancer, ceea ce semnifică că sunt înregistrate toate cazurile noi, diagnosticate, din toate centrele de oncopediatrie din țară. Spuneați mai înainte că virusurile, de exemplu, pot provoca sau pot duce la cancer. Moștenirea genetică, în ce măsură poate să influențeze formarea acestei afecțiuni? Moștenirea, un bagaj genetic, de la părinți, reprezintă un factor important și testările genetice pe care le facem la pacienți la debutul bolii ne dovedesc acest lucru. Deci reprezintă un factor etiologic destul de important. Spuneți la începutul emisiunii că este foarte important ca părinții să observe acele semne pentru care să se prezinte la medicul specialist și de pe cât posibil în timp util. Dar în același timp nici să nu se exagereze cu anumite simptome, dintr-o dată să ne gândim că dacă copilul are o cefalee sau plânge noaptea, asta nu înseamnă că sigur trebuie să-și facă griji. Dar este mai bine să se prezinte la medicul specialist, să se confirme sau să se infirme diagnosticul. Exact. Cel mai înțelept este prezentarea la medicul de familie, la medicul specialist pediatru, care coroborează toate datele relatate de părinți cu un examen clinic și dacă există vreo suspiciune, se vor face investigațiile necesare, urmând apoi să trimită la specialist dacă există dubii de diagnostic sau vreo suspiciune în acest sens. În general, debutul este acut în momentul în care părinții se îngrijorează și se adresează medicului. Aceste simptome de care spuneați? De cele mai multe ori, părinții ajung cu copilul la medicul specialist cam după 30 de zile de la debutul simptomelor. Dacă vorbim despre simptome nespecifice, scădere în greutate sau paloare tegumentară sau lipsa poftei de mâncare, desigur că sunt și cazuri care au o simptomatologie mai zgomotoasă și atunci prezentarea este mai rapidă. Depinde de la caz la caz, de la boală, de la tip de boală oncologică la alt tip. Și fiecare pacient reacționează diferit. Care sunt cele mai frecvente tipuri de cancer pe care le-ați întâlnit? Avem în patologia oncologică pediatrică cel puțin 12 forme de cancer. Cele mai frecvente sunt leucemiile acute. Pe locul al doilea sunt tumorile cerebrale și pe locul al treilea tumorile solide și limfoamele. Și în general, la ce vârstă s-au diagnosticat, de exemplu, leucemiile? Leucemiile, cum vă spuneam, cel mai mic, da, sunt foarte multe forme. Dacă la adult domină formele cronice, la copii cele mai multe cazuri sunt leucemii acute, mai ales leucemii linfoblastice acute. Și debutul poate să fie încă din perioada de sugar mic și până în perioada adolescenței. Și tumorile cerebrale?
Tumorile cerebrale în general apar la copii de vârstă mai mare, în general peste vârsta de 10 ani. Și în cât timp se dezvoltă aceste tumori la copil? Evoluția totuși este lentă de cele mai multe ori. Durează o lună, două, poate chiar și mai mult, până la momentul în care boala este simptomatică. Și în general la tumorile cerebrale se declanșează, nu știu, o criză de epilepsie și atunci este diagnosticat, poate fi asta poate un semn. Fi unul dintre modalitățile de debut. Și atunci ajung doar exact. În momentul în care au apărut aceste semne neurologice. Da, sau durere de cap, sau scăderea capacității de învățare, concentrare mai redusă, amețeală, durere intensă de cap, vărsături fără nicio altă cauză. Din cauza hipertensiunii intracraniene exact, care da, se formează da, și da. Asta este o formă în care, un debut, de fapt, da. Că atunci începe cu vărsăturile. Leucemiile sunt frecvente? Sunt cele mai frecvente, sunt cele mai frecvente. Da, și în compartimentul nostru. Este patologia pe care o întâlnim cel mai frecvent. Și spuneați că vin voluntarii de la asociație și că au amenajat niște săli, din câte am înțeles, în cadrul clinicii de oncologie pediatrică. Trebuie să menționăm faptul că acești copii petrec foarte mult timp în spital. Aproximativ perioada de spitalizare a copiii? Perioada cea mai lungă de spitalizare este imediat după stabilirea diagnosticului și începerea tratamentului. Perioada inițială este de aproximativ o lună. Desigur, la fel ne referim la perioadă de spitalizare care diferă de la un caz la altul, pentru că tratamentele sunt diferite, sunt conform unor protocoale și presupune perioadă diferită de tratament și de spitalizare, dar în general sunt perioade lungi. Vorbim despre luni de zile de internare, cu pauze scurte de câteva zile în care pacientul părăsește spitalul pentru recuperare, pentru refacerea organismului. Și în cazul leucemiilor, copiii care sunt deja la școală, ce se întâmplă cu ei? E o altă problemă cu care se confruntă pacienții noștri. Având în vedere perioada lungă de spitalizare, având în vedere efectele secundare ale tratamentului, care reduc puterea de concentrare, de cele mai multe ori nu se poate continua școala. Și atunci, de comun acord cu familia și de comun acord cu cadrele medicale, se întrerupe școala pe o perioadă de un an. Pe o perioadă determinată. Da. Până când tratamentul intensiv se încheie. Da, doamna doctor, ne oprim pentru o foarte scurtă pauză de publicitate. După pauză revenim și continuăm discuția.